Neața, oameni dragi, azi nu am avut un start foarte bun, însemnând faptul că m-am trezit la ora 5. Deci, groaznic, groaznic. Asta pentru că aseară m-am culcat foarte devreme, undeva pe la 11. Și eu dacă mă culc la 10 și ceva, 11, 11 jumate, mă trezesc la 5. De fiecare dată, bă, și doar mi-am zis aseară, hai să stau mai mult, că dacă mă culc prea devreme, iar mă trezesc la 5. Și fix asta am făcut. Da. Asta e ce să fac. Noroc că am avut căștile, le-am luat din sertar, de la birou, și am ascultat pe YouTube și am mai ațipit până pe la vreo aproape 9, 8 jumate, fără 20, cam așa. Și am mai ațipit până atunci, dar nașpa, foarte nașpa când te trezești atât de vreme. Și n-am vrut să mă dau jos din pat la 5, că n-am vrut. Afară este foarte, foarte multă ceață, e nourat, o vreme plăștită. Dar astăzi plecăm la Galați, așa că iar trebuie să văd ce îmi iau cu mine, că mă gândesc la niște plovărașe mai grosuțe, pentru că e foarte frig afară, din ce am înțeles. Eu n-am mai ieșit, de când am fost la Luminițe, n-am mai ieșit afară. Așa că doar din auzite știu că e foarte frig și pot da seama și eu. Și mergem la Galați, o să am niște treabă pe la facultate și cam asta este treaba cu această zi. Așa, apropo, cineva parcă îmi sugera că ar merge bine o păturică albă. Am ținut cont. Bine, are și bufnițe gri. Păturica asta o am din Pepco de acum câțiva ani, dar este super drăguță. Gata, acum chiar vă las. Azi la prânz avem ciorbița făcut mami. Arată atât de bine, am și gustat un pic înainte, pentru că mama a zis că vrea să o facă exact după gustul meu și i-a reușit. Hai să avem poftă. Hello! Eu m-am pregătit, m-am machiat, după cum se poate observa, cu roz, mov, o chestie. Și suntem pregătiți, mergem la Galați, mi-am pregătit bagajul. Nu știu dacă o să mai merg la facultate, pentru că, încă nu se știe care-i treaba. Eu aș vrea să merg, dar să vedem. În fine, mergem până la Lidl să facem câteva cumpărături, pentru că nu prea mai am chestii. Și dacă iau ceva interesant și așa, o să vă arăt și vouă. Ok, haideți să plecăm. Și gata, am ajuns. S-ar putea să fiți un pic puși strâmbi, dar dacă mișc camera, tare mie că nu o să mai stea imaginea clară. Haideți să vă arăt ce am mai de la Lidl și de fapt o să încep cu ceva care nu am luat din Lidl. Este vorba despre acest tofu de la Inedit, în țaramură simplă. Arată așa. Am luat pentru că vreau să fac tofu crocant. Am văzut la Diana de în Timișoara că a făcut și mi s-a foarte interesant. Nu am toate ingredientele, însemnând că nu am acea pudră de drojdie inactivă, dar o să înlocuiesc cu altceva. Apoi, am găsit ceva ce îmi place foarte mult, dar pe care nu trebuia să-l păstrez aici la Galați, trebuia să-l ia părinții mei la Brăila, doar că nu și-o dat seama. Este vorba despre lichiorul de cremă de fistic. Dacă nu l-ați încercat, nu știu unde stați, adică, bine, mă refer la cei care consumă genul ăsta de băuturi alcoolice. Mie îmi place foarte mult, nu beau foarte mult, nu credeți că îi flagelez, beau pahare întregi, beau puțin din degetul meu, să zicem jumătate din deget așa, dar este foarte, foarte bun. Apoi, am luat un ketchup, la fel, tot la Diana am văzut că a apărut ketchup de la Tommy, cu etichetă, care are o etichetă albastră aici, care zice că este fără zahăr. Nu l-am găsit la Lidl, așa că l-am luat pe ăsta. Tommy ketchup dulce, văd că scrie vegan pe el, ia să vedem ce conține. Sos din piure de roșii dulce, are și zahăr ăsta, da. În fine, asta e, până o să-l găsesc. Da, hai de pup și eu, pa, pa, pa. Da, nici bine n-a plecat mama și m-a și sunat să mă întrebe ceva. În fine, o să las porțiunea aia, că mi-a zis să o las. Ok,
Da, vă ziceam de ketchup, l-am luat pe ăsta, este cel dulce. Apoi mama mi-a luat un Pepsi Twist cu lămâie, să fie acolo, și am luat o caserolă din asta de ciuperci, pentru că vreau să mai fac ciuperci umplute, pentru că au fost foarte, foarte bune și îmi pare că am făcut atât de puține. Apoi, nu mai găsim de mult timp această salată de ton și am luat-o pentru că știți că este preferata mea de la Nixe. Apropo, prețurile cred că deja le vedeți expuse pe ecran. Apoi, am luat niște cartofi. Am văzut eu că scrie aici că sunt cartofi, cum le zice, dacă și găsesc în român ar fi perfect, dar momentan nu găsesc. Cartofi pai prăjiți în ulei de parasolului. În fine, am văzut că erau ceva cartofi crocanți, de-aia am și luat. Na, să vedem. O scrie. Așa, apoi. Pentru rețeta aceea de tofu picant am luat acest sos de soia. Mie personal nu-mi place sosul de soia, pentru că știu că e foarte, adică mie mi se pare foarte sărat, dar am zis să-l iau ca să fie rețeta cât de cât completă. Bine, îmi lipsește și drojdia, dar nu contează. Așa, apoi am luat un suc în acesta de la Solevita, de portocale roșii de Sicilia. Știți că este preferat, mi-o îmi place foarte mult și n-am mai băut de ceva timp și mi s-a făcut poftă. La fel, poftă mi s-a făcut și de mușchiul acel pane din chef de pui cu susan. Pe asta mănânc la micul dejun. Tot pentru micul dejun am luat și niște piticel. Eu tot îi zic piticel, sunt acei cremuști. Apoi, am luat o pungă de tagliatelle de la Băneasa. Mie îmi place foarte mult forma asta de tagliatelle. Apoi am luat un ulei de la Vita Ador, să fie acolo că celălalt e pe terminale. Mai am încă o conservă din asta. Apoi am luat pizza cu șuncă delicioasă. Nu știu că am pronunțat bine. Și sunt două bucăți. Apoi am luat acești creveți. Nu știu, mie îmi plac foarte mult. Nu mai țin dacă îmi place și sosul. Parcă sosul nu-mi place, dacă țin bine minte. Și ce am descoperit eu este că nu trebuie să-i faci în tigaie. Eu la trecută i-am făcut în tigaie. Pur și simplu îi decongelez și aia e. Așa, am mai luat niște lipi pentru că știți că îmi place shawarma să-mi fac. Așa, apoi am luat niște mușchiuleți din piept de pui care văd că expiră pe 19 și noi suntem în 17, deci trebuie să... Trebuie să mă grăbesc cu ei. Ok, cred că de-aia erau și la reducere. Așa... Cred că asta e lui tata, că știu că și-a pus și luna. A rămas la mine, tata, dacă te uiți. Ce dau când ajung la Brăila. Și am mai luat niște bere din astea, fapt e fără alcool, de la Fresh, Apple and Pear. Sincer să fiu, nu mă așteptam să-mi placă, dar îmi place chiar foarte mult și... Na, chiar o recomand. Și astea sunt toate cumpărăturile. Mă pun și o să le bag la loc pe toate, să... Am pun lucrușoarele la loc, să mă schimb și da, cam asta este. Am decis să fac încheierea pe seara asta, nu m-am mai dus la facultate pentru că, nu știu, s-a amânat, adică nu mai venea nimeni și na. Haideți să facem din jurnalul meu trezent, am găsit o pagină, un loc pentru lista ta de cumpărături și din păcate nu am niciun pix la mine. Nu știu ce a fost cu mine, nu știu cum am putut să uit de pix, dar am câteva idei de cumpărături pe care nu știu dacă să le împărtășesc cu voi încă, pentru că oricum pregătesc un clip legat de cumpărături, așa că stați pe fază. Dar o să-mi scriu eu atunci când o să am pix, pentru că momentan nu am un pix.
Și cam asta a fost și cu clipul de azi. Dacă v-a plăcut, aștept să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar cum într-un videoclip, să ați superbă! Vă pat! Pa!